Chișinăuienii se simt neputincioși în fața jocurilor politice dintre primărie și furnizorul de agent termic. Vor și speră să nu sufle în pumn la iarnă, dar își dau seama că nu este în puterea lor să schimbe lucrurile. Ei, nu e corect. Cu ce așa? Dar unde se apucă? Unde se apucă lumea? În bordeier și zăpadă. Cum se poate? Eu nu cred că este corect față de oameni, dar cred că tot este un conflict între ei dacă nu pot să-l rezolve. Și nu cred că numai în puterile primăriei să rezolve această problemă. Trebuie să vină din întâmpinarea guvernului o oarecare soluție. Eu nu sunt atât de bun expert și nu cunosc atât de bine politica ca să îmi pot expune părerea, dar sunt sigură că e un joc politic. Poate și este o politică aici. Poate fi, dar în orice caz, cred că aici trebuie să se gândească și guvernul la problema aceasta. Pentru că datoriile sunt foarte mari și banii care cere Termocom, eu cred că primăria așa bani n-are. Și să trebuiască să stăie la masă de împreună guvernul cu primărie și să găsească o limbă comună. Pentru că nu, oamenii totuși trebuie să aibă căldură, eu să pot pe... Trebuie și lumea să plătească. Eu mă uit cum în casa noastră au așa de mari datorii, valeu. Să știi sigur care au fost vinoveți în momentul în care au apărut datoriile față de Termocom. Fosta conducere în numele domnului Iordan, da, să spunem așa. Nu știu, sigur să vă spun, adică eu sunt de părere că se rezolvă conflictul în momentul în care vinovatul trebuie să răspundă pentru datoriile pe care le are. Deci, dacă se consideră a fi vinovat în datoriile formate domnul Iordan sau altă persoană în cauză, atunci dumneavoastră trebuie să restituie datoriile. Cu certitudine nu e corect. Termocomul procedează totalmente greșit. Avem nevoie de căldură și, în primul rând, trebuie de gândit la oameni decât pus în față interese politice. E un joc politic. Eu așa cred. Nici nu e corect ca primărie să-și asume cheltuielile oamenilor. Fiecare om trebuie să-și achite. Și să fie numai o pătură socială vulnerabilă, care tot lor numai să le achite. Dar dacă domnul are niște venituri de 10.000 și îi achită statul sau primăria, nu e normal. Dă-i mă rog dacă noi suntem între ăștia doi și depindem și de unul și de altul. Ce să facem? Desuri așa se întâmplă, chiar și într-o familie și în societate. Doi se ceartă, dar restul depind și suferă. Eu sunt bitoacă, spun că să ne ies fără căldură. Cum să murim din gheță de frig? Nu cred că n-ar și nici așa că să ne deie, să nu ne deie căldură. Dar eu știu și urmăresc, sunt mare lume, mă răbde. Și dacă ar fi ca legislativul local să adopte un tarif de peste 800 de lei pentru căldură și să-l lase pe seama lor, ar muri de foame. Și la mine oamenii și 1.300. Nu e real, nu e real. Și tot e ca nevasta e valid de-a doua grupă. Nu unde duci de așa de frigat, zavoade, nu sunt lucrat, nu economie și unde, cum poți să spun? Un om care are un venit modest, cum e la noi în țară, cu siguranță nu își poate permite să plătească și să-și întrețină familia. Cu atât mai mult că majoritatea stau la gazdă, stau în cămine, stau, nici nu au casă. Cu salariul care primim noi acum, e imposibil. Dacă ar fi salariile mai mari, da, eu cred că poate și Termocom, poate și după calculele care, eu știu, le prezintă ei, poate și într-adevăr și este 840, dar salariile sunt foarte mici. Trebuie și să gândesc o leacă la lumea, ce leapă au și cum se poate de plătit și de trăit mai departe, că multă lume au și copii care trebuie de plătit și la școală și la grădiniță. Dacă am o lume are mare datorie, când să fie tariful ăsta, a să aibă încă mai mare datorie. Sărăcia prevalează la noi în Republică și cred că tarife atât de mari o să ducă doar la datorii ale populației către instituția în cauză. Pentru Moldova este foarte și foarte înalt, dacă ținem cont, nu deși, cum de-acte ieri sau alaltăieri am auzit că o parte sunt peste hotari, nu știu cum a spus, că, o parte de închirie, jumătate, iată așa te-a spus, jumătate de închirie și are de unde să plătească pentru încălzire, jumătate
chiar are de unde să plătească și nu plătesc. Nu știu de unde să calcul este, dar de ce nu iau în considerație pensionarii? Prins pensia 600, dau 800 pe căldură. Nu-i normal și așa. Poate mai duc și la doină până la iarnă. Acolo și caldă. N-ați plătit mie că... Mulțumesc!